România, România, trăiască Duhul lui Iacov, trăiască moțul între morți, Câmpia Libertății spune că Abraham Iacov suntem toți, că Abraham Iacov suntem toți. În comuna Spăreiu a fost pentru prima dată arborat tricolorul românesc prin Ardeal. Țăranii de acolo l-au pus în vârful unui prad și din nefericire au fost apoi executați de către jandarmi unguri. Ardita, povază, pământ românesc! Ardita, povază, pământ românesc! Eu personal știu doar trei regiuni. Moldova, asta incluzând și Basarabia, Țara Românească și Transilvania. Unitate națională! Unitate națională! Dacă nu știați, în 1998, pe 26 iunie, autoritățile țării au hotărât să existe și o sărbătoare a drapelului nostru național. Iată că au trecut de atunci 13 ani și noi sărbătorim de fiecare dată acest drapel. Noi suntem români, aici trebuie stăpâni! Noi suntem români, aici trebuie stăpâni! Acest sfânt tricolor pe care îl vedeți aici este sfințit anul acesta pentru a treia oară, la ora 8 dimineața l-am sfințit în Brașov și l-am adus cu mândrie la Sibiu ca să-l vedeți și dumneavoastră. Eu mereu o să iubesc tricolorul românesc! Eu mereu o să iubesc tricolorul românesc! Drapelul românesc trebuie să-l purtăm în primul rând în suflet. România mare, în vechile hotare! România mare, în vechile hotare! Tricolorul românesc, eu, împreună cu camarazi ai noi drepte, l-am purtat în Transnistria. Rezistența națională! Rezistența națională! L-am purtat în Bucovina de Nord, la Cernăuți, unde românii sunt persecutați. Dragi camarazi, ne-am adunat și anul acesta să aniversăm împreună ziua tricolorului. În primul rând pentru că cu toții simțim să facem acest lucru în fiecare an, pe lângă autorități care, bineînțeles, au această obligație să o facă. Noi o facem în mod voluntar. O facem și pentru că această sărbătoare, de la legiferarea care au trecut mai bine de 10 ani, este încă foarte puțin intrată în conștiința românilor. Este încă o sărbătoare puțin cunoscută, puțin aniversată. Mă întreb dacă, eu știu, am face un sondaj pe stradă, câți români ar ști că astăzi este ziua tricolorului. Organizăm în fiecare an, în câte un oraș din România, această sărbătoare de ziua drapelului și pentru că tricolorul românesc continuă să fie batjocorit, continuă să fie umilit, atât în România, fie că vorbim de județele Harghita și Covasna, dar și în afară, fie că vorbim de Republica Moldova, unde Partidul Comuniștilor are o inițiativă să schimbe tricolorul. Bineînțeles, în Transnistria, unde e considerat simbol fascist, și exemplele pot continua cu Valea Timocului, unde autoritățile din Serbia trimit chiar români la închisoare pentru afișarea tricolorului, pentru arborarea lui. Și suntem în acest an la Sibiu, așa cum a spus și organizatorul marșului, Codrin Boia, șeful filialei Noua Dreaptă Sibiu, întrucât pe teritoriul actualului județ Sibiu a fluturat, a fost înălțat pentru prima oară tricolorul românesc în localitatea Scoreiu. După cum a spus și Codrin, țăranii români au înălțat tricolorul în vârful celui mai înalt prad din localitate, pe care l-au folosit drept catarg și au făcut de pază la tulpina lui. Imediat a venit un regiment de husari maghiari, i-au executat. Mai bine luptă cu glorie de plină decât să fim scadeajăși în vechiul nostru pământ, în vechiul nostru pământ. Dragi camarazi, declar manifestarea închisă, vă mulțumesc tuturora pentru prezență și să dea Dumnezeu să ne vedem cu bine de 1 decembrie la Miercurea Ciuc.